Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod. Mulți oameni cred că zebrele sunt doar cai sălbatici cu dungi. Cu toate acestea, mulți oameni nu realizează diferențele dintre un cal și o zebră. Este o zebră oare tot un cal? Zebrele și caii aparțin familiei echide, dar sunt specii diferite. Zebrele sunt mai mici, mai lente, cântăresc mai puțin și sunt mai greu de îmblânzit în comparație cu caii. Zebrele sunt mai strâns legate de măgari decât de cai. Aceștia au cos scurte, spate și urechi lungi, făcându-le mai asemănătoare cu măgarii decât cu caii. Din punct de vedere vizual, diferența principală dintre un cal și zebre este aspectul lor. Zebrele au un strat cu dungi, alb-negru, în timp ce caii tind să aibă un strat cu o singură culoare. Zebrele sunt originare din câmpiile Africii. La fel ca și caii, zebrele sunt animale de turmă și își petrec cea mai mare parte a zilei la pășunat. Sunt animale sociale care trăiesc adesea în grupuri familiale. Modelul unic al mantei cu dungi alb-negru, zebra este considerat a fi apărare naturală împotriva prădătorilor. Când o grămadă de zebre sunt împreună, modelul lor cu dungi face dificilă prădătorilor să aleagă o zebră individuală. Poți călări o zebră, la fel ca și un cal? Zebrele pot fi călărite, dar sunt foarte greu de călărit în comparație cu caii, datorită spătarului plat, naturii imprevizibile și a rezistenței reduse. Zebrele nu sunt animale ideale pentru călărie și doar o mână de oameni au reușit să facă acest lucru. În plus, zebrele sunt mici și pot transporta doar un călăreț mai slăbuț. Nu au nici măcar temperament asemănător cu caii, fiind foarte imprevizibili. De-a lungul istoriei au existat cazuri de oameni care călăreau zebre. Celebrul explorator, cineast și autor american Osa Johnson a călărit zebrele de mai multe ori, în timp ce călătorea prin Africa. Poate că unul dintre cele mai faimoase exemple de călărie a unei zebre se află în filmul Racing Stripes. Caii sunt mai rapizi decât zebrele. Caii pot alerga până la 80 de km pe oră, în timp ce viteza maximă a zebrelor este undeva la 60 de km pe oră. Deși zebrele sunt mai lente, ele sunt foarte agile și schimbă direcția rapid în timpul alergării, ceea ce le permite să se sustragă prădătorilor. Vă vă plac zebrele și caii? Aștept răspunsurile voastre în comentarii. Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe like. Toate cele bune, până la următorul clip!